seara, doamnelor, domnilor, bună seara, dragilor. Bună seara, regine super. Piesa, am simțit-o, mi-a luat 5 secunde ca să o procesăm. Ca să o identific. Două piese. Exact, trei și piese. Trei fete, trei piese. Știi cum s-ar spune despre ea? Nu. Ca în stickerul ăla care circulă pe WhatsApp. Hai, o fată glumeață este bagapoanta. Ia e, baga poantă. Și mai circulă ador, niște sigur. Mai circulă. Și cu voi și cu mine, dar cele cu voi sunt savuroase. Drept urmare, invit pe toți cei care fac meme-uri, stick-uri și alte glume cu noi și despre noi să continue să facă asta, pentru că nouă ne place. Savurăm din plin, vă mulțumim. Bine ați venit la o nouă ediție. Am început ieri săptămâna, destul de binișor. Sunt curioasă cum va arăta ediția de astăzi, cum vor fi ținutele, cum vor fi fetele, mai ales că ieri a venit o concurentă nouă, Maria, care le-a dat așa vibe fetelor, să zic. Vedem cum au decurs lucrurile în culise, aflăm multe exclusivități, de ce nu, și detalii picante astăzi. Să le invităm pe fete ca să avem cu cine să vorbim, zic. Vin fetele! Ce frumusețe avem noi aici! Care mai de care? Vă recunosc pe toate astăzi, asta e bine. Maria, bună seara! Bună seara, Elinca! Mă bucur să vă revăd, mă bucur că energia e foarte bună în ceea ce vă privește. Mi-a zis Alina ceva în spate și vreau să împărtășesc. Zi tu, Alina! Elinca, mănânci ciment? Nu, de ce? Arăți beton! Super! Și voi arătați, n-aș zice beton, ar zice super pentru ediția de astăzi. Vă doresc multă baftă, să străluciți, să luați cât mai multe stele, pentru că ați văzut cât de importante sunt ele. Dăm startul defilărilor astăzi cu prima concurentă, care are măscuță ea și se uită așa cu niște ochi mici și întrebători la mine. Ce-o fi oare? Ghici, ciupercă, cei? Ghici, Iris! Draga mea, bună Iris. Seara, Elinca. În sfârșit vreau să stau și eu lângă cineva. Bună seara. Azi mă simt și eu mai bine. Andreea, să nu te văd, nu știu unde ești. Nu știu ce te-ai încălțat astăzi, dar astăzi nu vreau să stau lângă tine. Doamne. Dar ce-i cu unde mergi? Cine ești? Dacă tot mi s-a atribuit acest personaj negativ, am zis să am și eu dreptul la replică de către public. A. Mă rog, nu, o parte din el. Și astăzi sunt Medusa.
Okay. Și mă duc la un date cu Perseu ca să schimb legenda, să schimb povestea. Oh. Să-l conving că nu e nevoie să-mi taie capul, că aparențele înșală. Și poți și fi și cu minte dacă situația o cere, de ce nu? Da, dar pot și să-mi pietresc cu privirea din câte am auzit. Deci este o poveste răspuns, reacție cumva la cele întâmplate, vorbite și așa mai departe. Manifest dacă vrei. Să vedem cum arată ținuta de inspirație Medusa. Maria. Bună, Iris. Bună, Maria. Rochia îmi place, nu-mi place că are fronseuri pe lateral. Da, este, de asta face și bărcuța asta în față. De mod normal ea nu e așa, mi este lungă și trebuia să găsesc o soluție în așa fel încât mie tocmai asta mi-ar fi plăcut să văd, să fie un pic mai lungă. Nu văd exact ideea la ochi. Nu știu, nu mi se pare că te prinde în combinație cu coafura. Acolo am cea mai mare problemă. În rest, îmi place ideea. Dar poți să explici viziunea ta? Da, păi asta era toată ideea. Mi era foarte greu să accesorizez rochia asta. Am încercat, am dat niște mânuși roșii, în fine. Și nu mi-a plăcut rezultatul, așa că m-am gândit că în ținuta asta vreau să mă duc foarte mult ca părul și make-up-ul să fie accesoriu, the main thing. Da, mi se par zone complet diferite. Adică ochii complet albi, într-adevăr ai și pantofii albi, însă rochia aș fi dus-o într-o zonă ceva mai elegantă, poate aș fi încercat-o cu negru, deși e destul de grea combinația, aș fi încercat să o duc într-o zonă de genul ceva de seară. Ai fi pus ceva negru sub zici sau în picioare? Aș fi lăsat-o așa, pe nude, aș fi vrut să fie ceva mai lungă, mi-aș fi luat ceva pe mâneci, probabil ceva pe dedesubt, ori niște mănuși în același, din același material, ori e ceva care să te acopere, pentru că par destul de goală, ceea ce îmi place în zona asta, dar nu-mi place în zona asta. Da. Mulțumesc. Ascultăm părerea juraților despre ținută, make-up și hair. Iris, te rog. Iris, bună! Bună! Îmi place la nebunie piesa pe care ai defilat. M-am speriat. Și mie. Avem însă altă problemă, fiind la Bravo Ai Stil, cum ar veni, trebuie să zicem ceva despre ținuta pe care o porți. Pentru că dacă mă întreb pe mine, n-aș spune, dacă am fi undeva, aș trece pe lângă tine, m-aș face când te-am văzut, te-aș saluta, bună Iris, ce mai faci, și aș lua viteză. Pentru că n-aș ști cum să spun elegant că pur și simplu ceea ce porți sunt niște lucruri urte. Rochia este urtă. Dacă și rochia asta e urâtă, explică-mi de ce e frumoasă. Te rog, dar vreau să știu de ce e frumoasă, că poate o port, m-a chemat cineva la o cumetrie și uite, mă îmbrac cu ea. Zărcatul, mi se pare frumos. Bine, e clară inspirația, e Mason Margiela, dar mie îmi place mult. Eu aș purta execuția această... în primul de nenorocire. De ce spuneți Mason? Măi, am mai auzit asta cu Mason. Mason Margiela. Inspirația Rochi, da? Împreună cu ceea ce ai făcut în zona de beauty. N-au nicio legătură. Doi, Rochi este pur și simplu urâtă, ea în felul ei, în viața ei omenească. Rochi trăiește. Body-ul pe de sub se descrie urât, se vede body-ul. Eu știu că nu puteai să vii dezbrăcată, practic, dar se descrie urât body-ul pe de sub. Pe de cealaltă parte, zona de pieptănătură și de make-up, înțeleg, mode moderne, încercăm zone stilice diferite. E creepy rău. Dar una peste alta, look-ul per total, e nereușit. Mi se pare că, în primul rând, trebuie să te aplaudi, Iris, că încerci. Și că te pușuiești pe tine, pușuiești limitele show-ului și cumva cred că ajuți cumva și la agitarea colegilor tale de platou. Dacă îmi permis, le-am trimis astăzi o poză a lor mei pe grup cu look-ul meu. Așa. Și a zis, ioi, Beatrice, tu ești. Și mi s-a părut foarte amuzant. Și a zis, nu, acum a ieșit un experiment. Am zis că da. Cumva cred că părinții au asociat-o cu mine pentru că eu am fost puțin mai îndrăzneață și cred că singura concurentă care a venit cu lucruri puțin mai extravagante din punctul ăsta de vedere. Știi că e mult mai conceptual decât ceea ce a prezentat Beatrice, tocmai pentru că nu ai abuzat de lucruri și cumva le-ai plasat atent în contextul ăsta. Îmi place rochia pentru că mă duce cu gândul la Solz. Meduza avea corp de șarpe pentru fetele care învață mitologie la Bravo Ai Stil. Îmi place geanta.
Aș fi preferat poate să văd ceva integrat din textura asta de sols și în elementele pe care le folosești. Poate pantofi, ar fi fost bine să fie dintr-o imitație de piele de șarpe, nu știu, un element, ceva care să funcționeze. Dar overall mi se pare un look care te face să te uiți la tine. Mulțumesc, Alex. Ești elefantul din cameră, cu siguranță. La orice eveniment vei fi elefantul din cameră. E foarte important ca în momentul în care vrem să împingem limitele cu un astfel de look, să împingem limitele nu pentru că redefinim noi concepte estetice, ci pentru că aplicăm, poate, anumite artificii pe care nu le aplică oricine, oricând, cu lejeritate. Există designeri care merg într-o direcție foarte nouă și cărora le iese, vezi, habar n-am, tânăra, foarte tânăra echipă de creație de la MM6, cei care țin de Maison Margiela, o linie secundară, și designeri tineri cărora nu le iese sau cărora le-a ieșit la început și au stagnat. Nu orice dungă, orice linie albă se potrivește cu orice. Ele teoretic s-ar fi potrivit sau ar fi ajuns să fie omogene, pentru că rochia asta impune totuși o structură destul de coerentă. Chiar dacă are laser cut-ul la acolo, tu nu ai alte accesorii, ai geanta care e foarte frumoasă, uite, geanta îmi place, rochia îmi place, știi ce nu-mi place în schimbiri, cum s-a pus tot în compoziție. N-am cum să nu observ că între cap și rest există o discrepanță foarte mare. Prea te-ai costumat, adică nu dai o relevanță estetică în nicio direcție chipului. Da. Mie lochia nu-mi displace. Nu zici, dar place. Nu e suficient, nu. Mm. Și mie îmi place. Dați calificative. Mulțumesc, Maurice. Mulțumesc, Raluca. Sunt... Așa, știi? Îți dau bravo stil pentru că mi se pare că ai adus într-o zonă de superhero un erou din mitologia greacă. Îți mulțumesc, Alex. Hai că și una e norocoasă. E norocoasă, Iri. E a mea. Vorbește e cinstită. Bună seara! Sper că ne urmăriți în continuare cu interes și vă place de noi. S-au format aici prietenia, antipatie. Mie îmi place vibe-ul foarte mult. Și sper să ne vedem curând, pentru că tot promit și nu m-am ținut încă de asta, pentru că programul meu este haos. Dar o să o fac curând, așa că vă rog frumos, votați 4-1-2-2-0. Mergem mai departe și o întâmpinăm cu brațele deschise și pe următoarea concurentă, care fie ploaie, fie vânt, fie furtună. E cu crengile la pământ. Nu e, dimpotrivă, e cu energia sus, e cu zâmbetul pe buze, e cu poveștile la ea. E nimeni alta decât Milena. Da, da, ea este, the one, the one and only, doamnelor și bună domnilor, Irina. Milena, bună seara, ce faci, draga mea? Uite, foarte bine, mă duc la un brunch pe Mătăsari, să mănânc mici și să îmi citească în tarot, să mă distrez cu prietenii, inspirație din realitate. Toate ingredientele necesare unei după-amiezi reușite, ca să zic așa. Exact. O să faceți și poze, bănuiesc. Da, păi am mai făcut, am avut și săptămâna trecută un eveniment de genul și am făcut, ne-am distrat, ne-a prins ploaia, am o cântat, să povestiți. Am dansat în baie. Cred că a fost foarte frumos. Da. Da, nu era același eveniment, era altul, dar s-au făcut. Nu te întreb întâmplător asta, pentru că pare să că pe rețelele de socializare
au ajuns informații confidențiale din cadrul acestui show. Da, și am înțeles că cel care face dezvăluirile este chiar un prieten bun de-al tău. Am lămurit care a și confirmat. Aceasta. El mi-a confirmat, dar el în mesajele respective a și spus că nici nu se pune problema eu niciodată, nici nu mi-a cerut măcar să afle cine a fost eliminat și el mi-a spus că a aflat de la o prietenă de-a unei concurente. A, o altă prietenă de-a unei alte concurente. De-a unei concurente de-a noastră. Hai să vorbim un pic despre ce dezvăluiri este vorba. Ce a postat prietenul El tău? A postat cumva despre cine va fi, cine a fost eliminat, dar, repet, eu nu am fost implicată, nu am discutat aceste amănunte cu el și există mesaje și el confirmă acest lucru. Adică, e vorba despre eliminarea Sorinei, da? Da. Ok. Și de unde știe? De la o prietenă de-a Constanții. Poți să-l întreb. Dar nu cred. Dacă ar fi prieten cu tine, ai putea să-i spui, băi, dacă ai văzut pe grupul ăla, bă, ce spui în chestii care sunt. Eu nu pot să stăm chestiile alea. Dacă e prieten cu tine sau te cunoști cu el. Mă rog, tocmai, dacă e cunoștință cu tine, poți să-i spui măcar. Băi, nu mai spune chestii genul. Pentru că eu nu sunt prietenă cu el, eu nu-l cunosc. Știu doar că l-a etichetat Milena într-o postare. De asta păi nu da, că nu am luat haine de la da, el. Păi da, de asta zic, că tu-l știi. Deci, mai bine să vorbi cu el să-i spui. Pe asta îl întreb acum. El m-a întrebat în felul următor. Deci tu cumva ai postat din emisiune despre cine iese pe grupuri de Insta și el a zis de postat n-am postat, dar știu mulți apare, nu sunt pe grupuri de Insta. Mi-au zis oamenii de Sorina. Deci de pe... Păi și dacă n-a postat... De nu zice este că n-a pe postat grupuri de Insta, vorbim de grupuri de Facebook. Pe Facebook nici atâta, deci nu mai intră omul ăsta pe Facebook, nici eu nu mai intru. Păi da, Milena, dar au văzut comentariile lor, adică comentariile lor, deci clar e el, că doar nu vin să zică. Atunci îl întreb. Înseamnă că te minte, dacă producția zice că l-a văzut comentând pe Facebook și el zice că n-a comentat nimic. Dar n-a zis că păi înseamnă că clar eu nu știu chestiile astea, adică nu mă băgați pe mine, că dacă l-am întrebat și nu mi-a răspuns. A zis că a comentat ceva, da, pe Facebook. Constanția? Nu, cum crezi? Vino să vezi. Nu, dar cum? M-am învățat foarte mult, știi, dacă... Doar partea asta, restul nefabuloase și eu mai vin cu ele. E fata care m-a ajutat, da, rochia, e normal să-i fi zis, băi, ce-am da, făcut în gală. Păi da, și de acolo a știut, adică de-aia ți-am zis. Și ea cumva a zis, adică de acolo s-a propagat, înțelegi? Da, nu știu ce să zic despre situație, pentru că toată lumea spune cele mai bune prietene, bă, uite ce am făcut, uite ce s-a întâmplat. Acum că informația circulă, știi cum e? E secret. Nu există secret. Informația oricum, că zici lui Mike ta și Mike ta se laudă la serviciu sau mai știu eu ce chestie. Ce să fac? Nu o să mai spun nici la familie, nici la cea mai bună prietenă. Ce se întâmplă aici, rămâne aici. Da, Constanția, bună. Tu cu cine ai discutat aceste detalii? Eu am discutat cu o fată de la Unarte care m-a ajutat la ținuta din gala cu flori. Ok, ce anume ai discutat? Păi m-a întrebat cum a fost la gală, ce ai făcut, ai fost eliminată, nu ai fost eliminată și i-am povestit cum a fost în gală. Și tu i-ai spus că Sorina a fost eliminată? M-a întrebat cine a fost dacă nu am fost eu și i-am spus da, într-adevăr. Dar atunci a fost Jasmine eliminată. Atunci a fost Jasmine eliminată, nu Sorina. Nu a fost Sorina în gala cu flori? Nu. Femme fatal. Adică înseamnă că la femme fatal, da. Înseamnă că acolo. Cred că Milena m-a băgat cumva la înaintare cu povestea cu Robert și s-a legat de faptul că Robert e la Unarte și eu sunt la Unarte. De ce nu a spus de Sorina nimic? Că și Sorina a terminat Unarte pentru că se vehiculau după niște zvonuri că Sorina ar fi spus la niște colegi de la Unarte. A aruncat direct vina pe mine. Dar prietenul tău, Milena, acest băiat, detalii despre Sorina, de unde știe? El mi-a spus decât că de la prietena respectivă, adică nu n-am stat să-l întreb, o să-l întreb dacă doriți neapărat mai multe amănunte, dar nu, eu cu el despre emisiune vag am discutat, dar mai mult în legătură cu ținutele pe care le-am purtat de la el. Iar în legătură cu bugetul pe care voi îl primiți în cadrul emisiunii? Nu.
Nu am avut discuții. Nu am avut discuții decât cu familia mea, cu părinții mei. Și părinții mei nu au timp să vorbească sau să facă ceva. Și există o postare, inclusiv în acest sens, cu aceste detalii. Eu nu am discutat cu el chestii despre emisiune, cât am discutat cu el strict chestii care, ce era legat de emisiune, îl privea inclusiv pe el. Adică când a spus Constanța că el a fost oripilat, dar de fapt el a zis că nu el a spus chestiile respective. Ai discutat detalii care îl implicau din punct de vedere stilistic. Îl implică pe el ca designer, atât. Într-adevăr, Milena s-a simțit vinovată și cumva s-a străduit din plin ca să iasă bine din situația asta. Dacă ea nu a zis nimic, n-am înțeles de ce s-a simțit atât de atacată din prima. Vorba aia, dacă nu te simți cu musca pe căciulă, nu te afectează neapărat ce se vorbește în jur. Dar, într-adevăr, era și chestia asta că ei fiind prieteni, cumva Milena a fost prima care putea să pară vinovată în această situație. Constanța, tu i-ai dezvăluit prietenei tale astfel nu de detalii? Nu am spus nimic despre buget, am spus strict despre cum a mers gala, cum a fost îmbrăcată, accesorizată și așa mai departe. Atunci ajutați-mă să înțeleg, de unde știe acest băiat despre... El mi-a spus că el bugetul că se vostru pentru fiecare emisiune. Vorbesc, Milena, despre eliminări, despre lucruri care se întâmplă aici, care încă la momentul respectiv nu sunt difuzate pe televizor, deci nu au cum să ajungă la oameni. El mi-a mai spus că inclusiv la Unarte se mai vehiculează la foști colegi de-ai Sorinei. Mai mult de atât nu știu și pot să-l întreb mai multe detalii. Și Sorina a fost la Unarte. Deci Sorina, după ce a părăsit competiția, a început să dea detalii despre această competiție. Nu am spus chestia aceasta, nu știu sincer. Adică pot decât să-l întreb și să vă comunic ceea ce el îmi zice, vă arăt ceea ce el îmi zice, dar mai mult de atât nu știu. Am înțeles. Bun, fetelor, conform contractului, trebuie să vă anunț că este interzis să discutați cu terțe persoane detalii, aspecte, care au legătură cu show-ul, cu ce se întâmplă aici, până în momentul în care, sunt informații din interior, până în momentul în care ele nu sunt difuzate la televizor. Discuții pe la stiliști, discuții prin oraș, despre ce se întâmplă aici, nu sunt permise, iar voi știți foarte bine asta. Bun, am înțeles care e situația, o să vă rog doar să fiți foarte atente, pentru că nu se știe niciodată cine cu cine, unde se vorbește și vă face singure rău până la urmă. O să am și eu o discuție cu el și o să îi spun. E la latitudinea ta, Milena. Hai să analizăm un pic și ținuta pe care o propune Milena pentru această seară. Andreea. Îmi place foarte mult ce ai propus în această seară. Îmi plac ochelarii aleși, cum ți-ai făcut părul, faptul că ai apelat la o încălțăminte cu toc, nu la ceva sport. Poate niște inele, ca să zic așa, să fi fost perfect niște inele. Dar în rest îmi place. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Aflăm și părerea juraților despre ținuta ta, draga mea, Milena, te rog. Bună seara, Milena! Bună seara! Îmi aduce aminte de o artistă locală cu care am lucrat și cu care am avut tipologia asta de lucruri. Este o comparație flatantă pentru tine. Este vorba de Delia. Melodia se numește Să-mi cânți și am avut fix tipologia asta de cocuri. Cumva stylingul ei s-a îndreptat către zona asta de zale metalice pe corp. Chiar a fost o colaborare super interesantă și nu știu dacă a fost pentru tine o sursă de inspirație. A fost una dintre surse de inspirație. Pentru sprâncene, la fel, m-am uitat că a început un trend încă din 2022 cu decolorarea sprâncenelor la Bella Hadid, la una dintre surorile Kardashian. Uite, mă bucur foarte tare că ai deschis subiectul sprâncene, pentru că fix acolo aveam eu o problemuță de semnalat. Am sprâncenele foarte groase. Știu și că am... sunt foarte groase, dar dacă ai fi fost atentă la ce am vorbit deja în emisiune, sprâncenele, în special atunci când sunt groase și de culoare închisă, nu se acoperă niciodată cu fond de ten sau cu anti-charcăn. Întotdeauna va trebui să folosești un corector în culoare. Cui am dat acest sfat? Mie. Una dintre voi. Portocalie. Pentru că în momentul respectiv nu vor arăta gri, bătrânicioase. În momentul ăsta, din păcate, un look foarte fresh pe care tu îl prezinți, suferă
la capitolul Beautify din cauza unor sprâncene gri bătrânicioase. Ce anume te-a oprit o perioadă lungisimă de timp să nu te joci cu niște bigudiuri, cu niște creionașe, cu niște pudrițe, pentru că arătai aproximativ la fel? Matale mi-ai spus acum vreo 2-3 ediții că n-a fost neapărat o strategie, dar că tu de la un punct încolo de-abia ai vrut să ne arăți ce poți. Atunci când am văzut că nu mai, adică că nu mai rezist eu psihic cu mine, cu ce am prezentat. Deci tu știai de fapt să faci niște combinații, știai să pui împreună o gentiță, un colier, un pantof și un pantalon, știai să le readuci la viață prin diverse machiaje și coafiuri, dar nu voiai să faci asta pentru că de ce să faci asta la Bravo Ai Stil? Era o emisiune de descoperiri științifice sau de actualitate economică și sigur nu rujurile și hăinuțele făceau interesul și subiectul acestei frumoase emisiuni și de divertisment. Planează un ceva, planează, nu știu, un țânțar, cum să-i zic pisico, planează ceva, e ceva în platou, ochelare aia mai văzut undeva, coafiure aia mai văzut undeva la o fată și purta ochelarii fix la această coafiură, etc. Îi am și în story-uri postate, o să caut în arhiva de pe Instagram și nu-mi o să vedeți. Nu-mi displace ținuta pe care o porți în această seară, dar de-aia ți-am spus că voi fi foarte, foarte atent. O să vă arăt arhiva și o să vedeți că sunt ochelarii mei. Milena, nu trebuie să-mi arăți arhiva. Păi, vorbim... da, pentru că... Stai o secundă, Alex. Vorbim despre o concurentă la Bravo Ai Stil, care a intrat în această emisiune îmbrăcată execrabil. Execrabil! Care nu numai că nu făcea styling-uri, nu putea să combine o geantă cu niște pantofi. Brusc ce? Mi-am revenit, dar mi-am... Din starea respectivă, dar eu consider că a fost totuși o creștere treptată, adică puteți să vă uitați că de acum încă două săptămâni... O fată, o cetățeană pasionată, un copil pasionat de Lego, are cel puțin un Lego în casă și se joacă cu bunicuța lui... cu acel Lego, sau singur. O fată pasionată de modă. Am revistă chiar dacă, de... Da, ok, am înțeles asta, am înțeles ce încerc eu să aflu și probabil telespectatorii. O fată pasionată de modă nu are cum să dea acele, să fi dat acele rateuri care țin de o zonă de minim bun simț. Gri, de minim bun simț. Eu am altă idee... Uite, le-aș întreba pe colegele tale, Milena, de exemplu. Da. Ca să nu spună lumea că ne aruncăm noi aici ca niște balauri, că vrem să așa. Uite, ziceți voi, Beatrice, da, de exemplu. Există o schimbare vizibilă în stilul Milenei față de față de momentul în care a intrat în competiție? O schimbare bruscă, ți se pare, nu ți se pare? Foarte mare. Vă întreb pe voi. Foarte mare. Foarte mare. Când am văzut că își face părul, sincer, mă gândeam că s-a inspirat din coafura lui Iris din săptămânile trecute. Dar când am văzut tot lucrul, ochelarul, pe care, care este un detaliu destul de finețe, nu știu, ciocărul pus, mi se pare, toată compoziția, foarte bine gândită. Și Milena, chiar și săptămâna trecută, avea ținute din fiecare... compuse din fiecare element, fiind din zone diferite. Adică te-ai fi gândit vreodată, de exemplu, când ai văzut-o chiar și zilele trecute, că va veni așa, de exemplu? Nu. Am mai recompus. Constanția, tu ce zici? Eu sunt de acord cu ce ați spus voi la început, că dacă nu reușești să faci niște ținute basic corecte, n-ai cum să faci niște ținute complexe corecte. Atât. Deci ai evitat cu diplomație răspunsul în concluzie. Iris, uite, măcar, uite, să o întreb și pe Iris. Vreau să o treci pe Iris, te rog, ce spune Iris? Da, din punctul meu de vedere, evident, mă rog, Milena era cea mai prost îmbrăcată concurentă în prima săptămână și mă gândeam că la un moment dat o să existe o evoluție, dar într-adevăr mi se pare mult prea bruscă. Adică are niște styling-uri în ultima vreme foarte, foarte bine controlate. Este totuși un compleu. Acesta era pus fix unul după altul. Erau toate aceste trei piese puse toate unul lângă altul. Unde?
în mass market. Acolo m-am dus în mall și le-am luat ochelarii aceștia, Milena, i-am purtat inclusiv la club, Milena, acum câteva luni. Eu nu m-aș fi gândit să pun acel choker de cristale. De unde a făcut rost de un choker de cristale cu de aceeași textură ca maioului? Vecina a avut un choker fix ca maioul. Vreau și eu vecine și prietene care să aibă fix, de, fix ce am eu nevoie. Da, de la vecina mea, care mi-este una dintre cele mai bune prietene ale mele și mai are diverse accesorii, diverse ochelari de soare, de firmă, de branduri recunoscibile și ok, mi le dă, dar eu îi spun direct, ea mă cheamă la ea acasă și eu îi spun, uite, îi vreau pe aceștia. Repet, nu ai revoluționat styling-ul, n-am venit cu o barcă, așa se îmbracă 4 milioane de fete la toate cluburile din Călăraș. Nu despre asta e vorba. Ce te-a oprit? Sincer, Milena, le-am întrebat pe colegile tale, tocmai pentru că n-aș vrea să se interpreteze că avem noi ceva. Păi, nu și avem. Să se știe și părerea lor până la urmă, urme că sunt, vorba aia, concurente. Ținuta pe care o porți este bună. E un styling coerent, îți vine bine la genul ăsta de pantaloni, cargo. În realitate, nu se vede treaba asta, însă pe TV, elasticile acelea care atârnă în partea de jos lângă sandale, puteai să le bagi pe interior ceva de genul, pentru ca să nu se mai vadă chiar așa cu două urechi care șobolonesc podeaua. Da, una peste alta este un detaliu. Ținuta este bună, bravo ai stil. Mulțumesc. Bravo ai stil, Milena. Mulțumesc. Este normal și firesc ca în momentul în care o concurentă cu greu poate pune împreună o bluză cu o pereche de jeansi, e normal să ne întrebăm ce s-a întâmplat cu acea concurentă. Valabil și pentru alte colege, nu numai pentru tine. La asta mă refer. Ok, și am vrut neapărat să port piesele respective. Okay, ce că vreau... nu aveam cum să le asortez, poate neapărat. Ok, am preferat să merg așa. După aceea am primit dușul meu rece și după aceea am început... Auzi, dacă tu ai fi profesoară la liceu, de franceză, tu, Milena, da? Știi, ești profesoară. Nu mă interesează asta. Jumate, două. Nu. Citind zi Puiule, de hai să nu mai intrăm. De la zero. Ok, ai învățat franceza într-o lună jumate. Da, din reviste de modă. Și vă poate confirma oricine că eu nu știam o boabă de ai franceză în septembrie și în februarie am luat B2. Puiule, afirmația pe care o faci este ridicolă. Nu, e ridicol. Oui, je peux parler en français. Très bien. Tu ca profesoară, da, ai un elev care nu e în stare să rezolve teme primare și brusc, la finalul unei săptămâni, îți vine cu o lucrare de postdoctorat. Ți-ar trece până căpușor ceva, te-ai întrebat, a făcut-o copilul ăsta, că doar e în fața mea. Te-ai întrebat sau nu? Da, da. Sau nu? Da? Nu, dacă... Nu cred că ai făcut-o ținuta. Ok. Îți mulțumesc. Cu plăcere. Nu mi este apreciat o muncă minimă pe care oricine poate să o facă. Ținuta pe care am făcut-o eu există, făcută și răsfăcută de o grămadă de tinere. Nu am făcut vreo revoluție și chestia asta că este considerată o revoluție asta și că n-aș fi capabilă să mă duc să iau un costum care este un costum, e făcut deja, asta mă dezamăgește profund, că sunt considerată la nivelul acesta. Nu e ca și cum nu am mai venit în costume pur și simplu luate din mass market, sacou, pantalonul, că i-am pus o geantă, ok. Și ăla a fost. Vorbește cu cei de acasă, Milena. Dragii mei, dacă voi considerați că vă place ținuta și că apreciați evoluția mea, votați indicativ 5 sau 1220. O fetiță cu fundiță a venit la Bravo ai Stil și când a venit și-a făcut simțită prezența în prima săptămână. În a doua, cu siguranță și ieri, vedem și astăzi. Diana!
ai revenit, draga mea, Diana! Bine te-am regăsit, Ilinca! Ce faci astăzi? Unde mergi? De unde vii? Ilinca, astăzi merg la un festival la San Remo. Am fost invitată chiar de către prezentatorul acestui festival și am venit, bineînțeles, am zis să mă asortez și eu să fiu în tema acestui festival. Am înțeles. Și ce faci acolo? Ești doar invitată? Da, sunt invitată, stau și privesc show-ul. Am înțeles. Mă gândeam că urci pe scenă, mă gândeam că performezi într-un fel sau altul. Ținută bună sau nu? Maria, cum ți se pare? Bună! Bună! Îmi place ideea. Aș fi vrut ca rochia să aibă ceva mai multă structură. Aș fi văzut-o cu mânecile ceva mai bufante, să stra... Materialul, cred că este problema. Da, de fapt, se lasă foarte... destul de ușor. Da. Și îi strică. Automat, dacă ai fi avut mai multă structură, ți s-ar fi văzut și talia mai bine și mânecile și mâneca aici s-ar fi strâns. Gentuța aș fi băgat ceva în ea, se pară mai mare. Da, iar legat de talie, mi s-a părut că mă subțiază destul de frumos și nu am simțit nevoia să mai pun ceva, o curea sau un accesor. Nu aș fi vrut să adaug ceva sub nicio formă, aș fi vrut ca automat, dacă ai fi avut țesătura mai rigidă, da, ai fi avut și în talie ar fi stat mai bine, pentru că aici ea e cu un elastic, dacă nu mă înșel din ce văd eu. Da. E bine ca și formă să o fi făcut foarte strâmtă pe talie și conică și pe talie. Pe... Așa a fost ea creată. Mulțumesc, Maria! Carina. Nu-mi displace rochia, dar nu-mi place zona asta. Mi se pare mult prea încărcat. Adică puteai să-ți prinzi părul, cred că arăta mult mai bine, și nu aș fi pus funda. Deci mie funda mi-a plăcut cel mai mult. Sau aș fi pus-o, dar cu părul prins, pentru că ai deja detaliul ăsta aici pe piept și aș fi vrut să se vadă tot. Părul mi se pare cu părul și așa cum, peste... Și cum, l-ai fi prins într-un... Într-o coadă. O coadă care atârnă, nu? Da. Da, eu așa, am văzut-o cu bucle ușor lăsate. Diana, într-adevăr, nu e foarte bine pe styling. La ea nu o văd ca o pasiune toată chestia asta, ci mai mult ca o... Știi, ca cum e la modă să-ți placă moda. Și e așa, likeable. Primești like-uri, followers, că ești fashionistă. Știi, eu pe Diana cam așa o văd. Și de asta nu înțelegi, acum poți să te îmbraci bine. Cred că a venit și pentru expunerea asta pe Instagram și... toate lucrurile astea. Să vedem ce spun jurații despre ținuta ta de San Remo, dragă Diana, în fața lor. Mulțumesc! M-am încins aici la masă în conversația cu cogela noastră Milena, de zici că sunt aia lui Leo, cum o cheamă de la Strehaia, cum o cheamă, era pe nerv. Renata. M-am încins avea pe nerv. Avea cățelul la mic frumos. Mic frumos. Milena, ce s-a întâmplat, puiure, de ce plângi? Nu mai contează. De ce plângi? Te simți neplătită? De ce plângi? Nu plâng. S-a întâmplat ceva? Puțin ochi. Revenind la ceea ce porți tu, draga noastră. O luăm iarăși cangală, iartă-mă o secundă. Da. O luăm iarăși cangală, toate emisiunile ne rugăm de Milena. Milena, zi-ne acum, fii atent. Cum te-am rugat și zilele trecute? Ce problemă ai? Zi-ne-o acum. Ce spune-i lui Moris. Se simte nedreptățită de faptul că nu i-am dat stea. Că am revoluționat un styling dacă am luat trei chestii care erau una lângă alta. Pentru o domnișoară care a învățat franceza într-o săptămână jumate, mi se pare cumva incredibil că nu reține afirmații simple în propria limbă, respectiv româna. Tocmai am subliniat de 7 ori că n-ai revoluționat nimic și că asta vedem și la discoteca la Călăraș. Am spus asta. Ce te-a oprit să nu te îmbraci până acum ca la discoteca la Călăraș? Ce te-a oprit? Că poate nu m-a dus capul să fac chestia asta. Da, ai învățat franceza într-o săptămână jumate. Da, poate nu am făcut chestia asta, dar asta nu mi se pare că pur și simplu Elena, e ceva ce... pe mine mă amuză discuția cu tine, mi se pare amuzantă, ești o fată funny, ți-am mai spus, te apreciez din foarte multe puncte de vedere. Ți-am spus toți chestia asta pe rând. Nu ești deloc naivă. Mă scoate din minți când joci această carte infinită a naivității absolute. N-am pus botul o secundă.
Eu cred că a trecut foarte mult timp de atunci, au fost mult mai multe ținute mai ok și, într-adevăr, am avut și ținute proaste. Cred că dacă m-ar fi ajutat cineva, aveam numai ținute perfecte în linie. Și având în vedere că noi trei aici la masă suntem puși pentru a juriza, nu pentru a da în cărți, ăsta este și motivul pentru care vrem să aflăm informațiuni despre ținutele dumneavoastră. Și tocmai ce ai spus, că ai ajutor. Ce ajutor? Că îmi face cineva rost de o geacă sau că mai-mi face cineva rost, mă duc și mă împrumut la vecina mea de o geantă, eventual? Și tu, Milena, dacă ai avea un prieten care ar bea în fiecare zi bere, zilnic, 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 și într-o bună zi te-ar uimi că e tot în șampanii, cred că până și tu ai întrebat, băi, Costeluș, dar ce faci, mă, că ți-e îți plăcea bericioică? Mie nu mi se pare că asta s-a întâmplat într-o zi neapărat. Ok, asta oricum se va vedea, Milena. Nu e ca și cum nu se va vedea. Dacă aveam ajutor stilistic, cred că s-ar fi văzut în fiecare zi că aș fi venit cu ținute țiplă și cu artificii care numai un ochi fin le-ar fi putut recunoaște. Aș fi venit cu gale în care aș fi fost pe locul întâi, aș fi venit cu lucruri care în mod normal ieșeau din tipare. Mie mi-a spus fata aceasta de la Unarte cu care am colaborat strict la gală. Ea mi-a spus că știe o fată care lucrează cu Milena. O studentă de la modă, de la Unarte Modă, o ajută pe Milena la styling-uri. Acum nu știm dacă cât de bună este, dar este o transformare foarte mare la Milena. Cine a creat această superbisimă rochie și cum te-ai gândit să o pui tu tocmai cu o fundă supradimensionată, zonă care nu te reprezintă deloc, dar hei, ești la Bravo Eye Style și vrei să experimentezi. Nu-mi stă bine funda, m-am gândit că arată superb. M-am gândit că arată foarte bine. Rochia o am de la o prietenă care este pasionată de modă și mi-a zis că o are de acum ceva timp de la un designer român, dar nu știu, nu știu. De la un unchi. Da, un unghi. Prietena asta e cunoscută, așa, în cercuri? Nu, e cunoscută, nu. Nu. Și cu băiatul ai mai vorbit? L-ai mai sunat și tu să-l întrebi ce face? Fam, ia se aduce în discuție lucrul acesta. Nu-i normal, te întrebăm și noi ce-ți mai fac prietenii. Dar nu mai vreau să discut despre acest lucru. Okay. M-am simțit foarte prost, știu că am greșit, că nu am spus din prima, dar... Da, ești o apariție surprinzătoare și tu, serafică, angelică, chiar ești genul angelic. Și inocent, așa, și foarte... Și fetele mă cred că sunt rea. Ah, nu! Doamne! Eu tocmai spuneam că e genul angelic, serafic. Ce invidioase, bă, băiatule! N-ai atinge nicio muscă! Vai! Chiar sunt foarte bună, Moris. Știu, pui, la da. Moris, Nea Morise. Nea Morise. Nea Morise zice așa. Geanta e foarte urâtă. Cum a venit ideea acestei libărci pe care ți-ai plantat-o... Cum? Păi, deci am... tu stăteai! Da, eu stăteam. Stăteai! Și după ce am văzut că se încheie până sus rochia, zis, trebuie să pun ceva și în partea de sus a capului. Prima dată nu știam dacă să-mi pun, dacă nu, să nu-mi pun. Și am găsit funda prin casă. Ah, era o fundă. Ah, era la draperie. N-a fost fată, sezonul 1-7, ăsta e 8. Da. N-a fost fată să nu propună o fundă Tibli Barcă și o rochie de maică. Dar nu știu cum dracu să face că doar alea care erau non-măici propuneau rochii de măici. Nu defilase în acest sezon genul ăsta de rochie cu veșnic, cu guleraj de dantelă. Acum eu mă gândesc la altceva. Deci tu stăteai în casă cu iubitul tău. Câți oameni au în casă? Uite, poate ne scriu cetățenii cu ocazia asta pe Instagram. Funda asta! Nimeni! Dar nu stai în casă. Eu am doi cățeli, trei pisici. Spune-mi și mie, unde o ai această pisică? Întoarce-te, te rog eu frumos. Cu accesorii de păr și chiar o am. Mi-am făcut-o la comandă. Măi, e ok ținută. N-am ce să comentez. Față de tot ceea ce ai prezentat până acum, asta chiar este o ținută. Diana, eu vreau să te felicit în primul rând. E prima dată în emisiunea Bravo Eye Style când părul îți stă bine, când arată sănătos, când te flatează coafura pe care ai ales-o. Bravo și... sper din tot sufletul să găsești și alte variante în care lucrurile se prezinte ok. Doamne, mulțumesc din tot suflet! Tot prin casă? Mulțumesc! Tot prin casă, spune-ne! Cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat povestea asta? Cum ai venit cu referința părului? Nu știu, ce ai făcut? E ceva ce porți în mod normal? Nu prea e ceva ce port, dar m-am căutat uite, și pe internet imagini să văd cum se asortează o fundă cu părul. Și am văzut că trebuie să-mi prind... Și cum ai scris acolo? Fundă, păr...
2023. Sau poate 2024. Cum se prinde o fundă în păr. Și am văzut o imagine foarte drăguță. De fapt, cam toate erau asemănătoare, cu părul desfăcut, ușor buclat și o fundă. Singura mea problemă în momentul ăsta este muzica pe care ai ales-o și contextul în care te prezinți așa, pentru că nu mi se pare un look de San Remo. Mai duce mai degrabă cu gândul într-o zonă asiatică, într-o zonă de Shibuya, într-o zonă de, știi, fete care se propun în context din ăsta foarte inocent. Dar... overall este unul dintre cele mai bune lucruri pe care tu le-ai prezentat până acum la Brava Style. Mulțumesc, mulțumesc mult. Mulțumesc. Iau steluță, nu iau steluță? Păi de ce, puiule, nu e meritul tău? N-ai găsit funda în casă, în fața canapelei? Era aruncată printr-o pungă pe sub canapea. Nu cred că ai făcut-o această ținută. Și nu cred că ai găsit funda în casă. Ba da. A găsit-o în casa poporului, n-ai să încerc casă. Era ascunsă pe sub birou. Glumesc. Urmezi la mantinelă. Urmezi. Și când mă declanșez, să vezi câte funde găsesc. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Felicitări, Diana, vorbește mulțumesc. Și cu cei de acasă. Doamne, sunt acum și mai fericită, nu vine să cred că am obținut 3 steluțe. Vă rog din tot suflet să mă votați în continuare, să fiți alături de mine, pentru că eu vă iubesc și apreciez fiecare comentariu pe care mi-l dați de fiecare dată. Vă iubesc și vă pup! A venit un moment în viața ei în cadrul acestei competiții când a zis gata, stop, până aici, mă relaxez, de astăzi vreau să fac lucruri care îmi plac, care mă reprezintă și o să vedem ce să iasă. Și ce să vedeți? Chiar i-a ieșit până acum. Alina. Să aud alte comentarii, dar eu zic, vi se pare și vouă că Alina are niște melodii foarte antrenante de fiecare dată? Da. Mie îmi plac toate pentru că le știu, mă anim, îmi dau energie bună, bine ai revenit, draga mea! Bine te-am găsit, Ilinca, nu se potrivesc tot timpul cu povestea, asta se potrivește parțial. Și unde mergi? Ilinca, în mod normal eu sunt organizatoare de evenimente, în special wedding planner, să zic așa, și am o prietenă care și-a dorit să facă un baby shower. Am găsit... pe terasa unui, pe acoperișul unui restaurant, o locație foarte frumoasă. Am organizat evenimentul și acum urmează să și particip, nu? Oh, ce frumos! Da. Deci ești wedding planner, baby shower planner. Da, acum astăzi. Da. Ok, bun. Să vedem cum arată ținuta în viziunea fetelor. Beatrice? Îmi place foarte mult rochia, îmi place foarte mult cum ai ales să-ți faci părul și make-up-ul. Mi se pare că pare așa, e o față de copil, inocent, minor chiar. Mi-am pus și puțin glitter. Eu aș fi adăugat pereche de ciorapi într-una din nuanțele rochiei, dar dresurile nu le-aș fi pus cu acești pantofi, aș fi pus cu niște pantofi simpli. Mulțumesc! Mulțumesc! Doar a pus două piese pe ea, o rochie și un pantof și... gata, asta a fost ținuta. Trebuie să fie ceva mai complex, să facă ceva, să o scoată din contextul ăsta de nașă sau de petrecere. Pregătită, Alina? Pregătită. Pregătită. În fața lor, te rog.
Draga Alina, o fundă și mai mare în platou de la Bravo I Steel, că tot vorbeam de funde astăzi. Da. E cumva leitmotivul poveștii, leitmotivul poveștii noastre. Și nu ne-am vorbit. Îmi place printul Rochiei, pentru că mă duce cumva într-o direcție de metavers, dar cam asta e tot. Și îți spun de ce. Materialul din care e realizată Rochia e puțin ponosit. Mi-ar fi plăcut să regăsesc cumva strălucirea acelui print în tipologia materialului. Adică materialul cumva aici în platou, așa cum îl văd eu, este cumva antiteza reflexilor metalice pe care le văd acolo și acel univers de Aioi Kusama care mă direcționează, la care mă direcționează. Pantofii mi se par prea prețioși pentru tipologia asta de rochie, pentru că eu rochia asta mi-o imaginez cumva într-o sferă foarte young, foarte fresh, foarte actuale, iar pantofii mă duc cumva într-o zonă de dress-up, de m-am îmbrăcat. Înțeleg evenimentul la care mergi, am fost atent la povestea ta, însă mi se pare o discrepanță mare între cele două. Lasă-mă să mă gândesc. Sigur. Uită-te cu atenție, încă o dată, părul tău, care e un păr superb, este foarte, foarte închis la culoare, e negru. Avem o problemă în momentul în care părul este foarte închis la culoare, pielea nu este foarte albă și purtăm nuanțe fluo. Trebuie să echilibrăm foarte bine din punct de vedere cromatic, în așa fel încât această combinație să nu fie ca un pumn în ochi. Tu, pentru că ai ales acești pantofi în această nuanță, pentru că îți văd părul ăsta de abanos, superb de altfel, dar pentru că am și această rochie care e fix între, pe mine mă agită foarte tare din punct de vedere vizual, cromatic în primul și în primul rând. Culmea culmilor cromatice, știi care e? Că dacă rochia ar fi fost chiar și neagră, atenție, pantofii s-ar fi integrat mult mai bine, inclusiv cu această culoare de păr. Accesorizarea în general presupune să știți în ce zonă ați dus ținuta pentru ca să știți ce anume alegeți, ce coliere, cercei, brățări, etc. Aici, noi confruntându-ne cu problema, nu suntem sigure încă. Suntem nașe, suntem cool, rupem eleganța, vorba lui Beatrice. Normal că nici nu se accesorizează. Măi, are dreptate pisică. Este foarte mare contrastul între bucata aia fixă, deci părul stă fix, un bloc negru. Și apar culorile rochii, care sunt mult prea into your face. Mai avem încă o chestie. Ținuta comportă un fel de nășism. Nu știu cum să spun. Comportă un nășism. Măi, avem situația nașă mare. Asta este. Gătit, cuconit, mult prea apretat. Ceva prea apretat. Un pic mai... Da, recunosc, nici nu știu să o port pentru că nu mă reprezint. Adică fundițe pe mine, da, dacă era neagră, aș fi purtat 100%. Dar roz, fundiță, bine, prea multă drăgălășenie pentru mine. Hai, poate mâine, Alina, avem o zi mai bună cu în seara siguranță. Asta. Mulțumesc. Alina, din păcate, în seara asta nu. Mulțumesc. Și mâine e o zi. Așa e, așa spunea și Scarlett. Vorbește și cu cei de acasă. Eu știu că vă place această fundiță care este superbă și vă place și de mine și am nevoie de ajutorul și de susținerea voastră în continuare. Trebuie, adică nu că trebuie. Vă rog să-mi fiți alături în continuare, să votați 3 la 1220. Vă mulțumesc! Acu-i-acu, stați așa, nu respirați. Eu am văzut că se poartă, că se așa peste tot internațional. Avem și la Bravo I Steel ceva asemănător. Andreea e mai mult decât deschisă astăzi să ne arate ținuta. Thank you.
bine ai venit, draga bine mea! Bine te-am regăsit, Ilinca! Cine ești? Unde mergi? Ilinca, după cum ai spus și tu, astăzi vreau să mă deschid, să mă dezbrac de toate sentimentele, toate trăirile, tot ce am trăit până acum și să merg la psiholog. Oh, bună ținută pentru psiholog, ca să zic așa. Încep cu inima, vrei să-ți deschizi Corect, inima. Exact. Vreau să fiu cât mai deschisă. Se vede, observ. Aș fi tare curioasă să ne răspundă la următoarea întrebare Alina, pentru că planează așa întrebarea asta de ieri. Lămurește-mă. Te rog. Cine este pisicuța șefă? Care de la unul a zis cine e mai pisicuță din Pisicuță nu o depășește nimeni pe Andreea, mă. Ia uitați-vă la fața ei. Găsiți altă pisicuță mai bună? Să mă filmească când era machiată tot. Pisicuță rea sau pisicuță bună? Aia e întrebarea. Aia e întrebarea. Pisicuță. Pisicuță, uite, rea. Păi, bună sau? Păi, pare bună. Mânta blândă, zgârie rău. Da, pare bună. Nu o cunosc nu suficient. Nu te cunosc suficient de mult încât să-mi dau cu părerea dacă ești bună sau rea. Pot să zic că par bună. Și când ne mai cunoaștem, măi, Alina? Când ne mai cunoaștem? Unde vine porecla asta? Nu e neapărat o poreclă, dar știi că pisicuțele sunt așa drăguțe și vin la tine și torc așa drăguț și... Nu te supără! Unde le dai mâncare? Andreea, dacă tine de ce te-ai deranja părerea asta cu Diana, făcută de Alina? Că mie personal, mie personal, mie... Vezi, fără să vrei, zici ce mai mie mi se pare că nu am nimic în comun cu Diana. Dar nu era vorba adică... de ceva în comun. Vorbește cumva ca și tine, știi, așa foarte pisicoasă, foarte dulce. Mie nu mi se pare că Andreea mai vorbește acum așa. La începutul competiției era mai pisicoasă și acum e mai vocală. Da, vocală, într-adevăr e mai vocală, dar mă refer în tonalitatea vocii. Tonalitatea. De vedere, e așa foarte pisicoasă. Ăsta e de fapt termenul. N-au nicio treabă una cu cealaltă. Nu mi se pare neapărat, pentru că Andreea are constant același ton al vocii, doar că Diana cumva are tonul ăsta când vrea să se victimizeze, păi când ne atacă are alt ton. Asta am spus. Dar Andreea, în schimb, are o constanță în tonul ei. Păi asta am spus mai înainte, că Andreea cum e în platou, așa e și în culise și probabil așa și acasă, dar Diana în platou este cumva foarte pisicoasă, blândă și mai departe și aici cumva destul de acidă în anumite momente. Da, dar așa cum zici tu, ele nu se seamănă deloc. Nu, doar tonul voce din platou. Nu m-am platou. Da. Păi asta am să zic. I-am spus și în culise treaba asta. Are o față așa de pisicuță care vine pe lângă tine și toarce și râde în continuu și tot un zâmbet. Nu afectează absolut nimic. Și după urmează Diana. Păi și atunci Andreea de ce a fost deranjată? Dar nu a fost... Ai fost deranjată? Nu am înțeles exact la ce te-ai referit. Dacă e așa cum spui acum, e altceva. Însă mie nu-mi place... Ce ai înțeles, Andreea? Cum că aș fi prefăcută, că na, o pisicuță se dă pe lângă tine și după te lasă. Așa am înțeles când te-ai exprimat ieri. Nu. Așa ar fi fost, dar ok, am înțeles. Dacă e așa cum ai spus tu, e ok. Andreea e prefăcută, dar nu e nici pisică. E vulpe și o vulpe și reată rău de tot. Cred că joacă un rol. N-ai cum să fii atunci când cineva vine spre tine cu acuzații, te atacă, tu să stai pur și simplu și să zâmbești. Înseamnă că nu te afectează și nu-ți pasă de emisiunea asta. Cred că Diana a intrat în acest joc pe care l-a creat ea și nu reușește să îi facă față. Beatrice, e adevărat că Diana se victimizează în platou? Da. Da, mi se pare că în culise vine, ne atacă pe toate, iar aici pozează în această poziție de victimă, ca și când noi, de fapt, am avea ceva cu ea. Beatrice, dar te-am mai atacat eu, ți-am mai zis eu ție ceva, nu ți-am spus absolut nimic, astăzi chiar am vorbit frumos cu tine, ți-am admirat lucrurile astăzi, care l-ai făcut. Astăzi, da, era vorba în general. Păi, am spus până de ce astăzi, am fost nu de astăzi, zilele trecute, săptămâna trecută. De astăzi. Era vorba de ce s-a întâmplat până în momentul de față. Te-ai schimbat puțin părerea vis-a-vis de mine? Momentan nu. Bine. Dar o să-mi schimb. Dacă tu o să-mi demonstrezi în continuare, probabil că o să-mi schimb părerea.
Dar te întreba, Diana, ai înțeles de ce a reacționat așa până acum? Nu. Beatrice, tu dacă ai fi venit nouă în emisiune, cum am venit eu, și toate ar fi sărit pe tine, cum ai fi reacționat? De ce au sărit toate pe tine? Tu ai venit aici în competiție și în a doua sau a treia ta zi, ne-ai mințit pe toate. Da, vrei să venim la tine, da, să te ridicăm pe un piedestal? Mulțumim, Diana, că ne-ai mințit. Nu, dar nici să fiți Diana, atât de rele. Diana, tu te-ai luat și de noi și de Andreea, te-ai luat într-un mod foarte urât când i-ai spus că tu de unde știi să te îmbraci, că tu vin din Botoșani. Da, dacă asta s-a înțeles că vine din Botoșani. Exact asta ai zis. Azi, da, tu de unde știi să te îmbraci, că tu vii de acolo, din Botoșani. Da, te îmbraci foarte bine. Mulțumesc. Și legat de subiectul ăsta, dacă tot l-ai deschis, te îmbraci bine și am bănuieli și poate o să și aflu că ești ajutată. Momentan te rog, nu spun nimic. Te rog să cauți. Da, chiar o să caut, să Andreea. Cauți unde și... vrei tu. Da, da, o să caut, o să caut. Este foarte dubios ce se întâmplă. Nu este dubios absolut deloc. Da. Nu, nu este. Uite, hai să spun, dacă tot a deschis Constanța subiectul, să știi că eu văd moda ca pe o artă. Și pe mine mă pasionează arta de la 3 ani de zile. De la 3 ani de zile eu fac canto. Bine, am făcut 10 ani, acum am reluat. Am făcut cursuri de teatru foarte mulți ani de zile. Pictură, nu mai zic, acolo de la 4-5 ani până în prezent. Să ne aduci dans, un tablou. Poftim? Să ne aduci și nouă un tablou. O să vă aduc, cu siguranță. Avem cu pantaloni pictați. Și... Am știam că sunt pictați de ea. Și să știi că lucrurile astea au legătură. Adică nu trebuie să faci neapărat o școală de modă, deși e foarte bine să faci, nu ca și cum subestimezi sau egalezi aceste lucruri, dar lucrurile astea te ajută să te îmbraci, cel puțin cromatic. Eu am o mică bănuială. Ce bănuială ai, Diana? Ar fi ajutată de către cineva. Nu spun momentan nimic pentru că nu știu, nu... Am dovezi concrete, dar asta cred eu. Și mențin. Ai auzit pe undeva ceva? A venit cineva? Ți-a spus ceva? Sau asta simți nu, tu? Nu, asta simt eu în momentul de față că ar fi ajutat. Pe baza ce? Poftim? Pe ce bază? Pe baza stylingurilor tale. Că dacă nu te-ai fi îmbrăcat bine, n-aș mai fi avut nicio bănuială. Hai să ne îmbrăcăm prost, să nu-i creăm bănuieli. Exact. Să nu-i creăm bănuieli Dianei. Dar tu nu, pe tine nu te pasionează această latură? Bineînțeles că mă pasionează. Și atunci ce se pare aici, anormal, nu? Dacă și pe tine te pasionează, să te îmbraci bine. Bine, Andreea, rămâne de văzut. Nu mai comentez nimic acum. Eu cred că ei o să-i meargă până la sfârșit. Pentru că cred că asta și-a pus în cap. Cumva ea vrea să fie această persoană. Cu înțepatul, cu pisiceala, victimizarea. Sper din tot sufletul să am și eu o conversație normală cu o fată de aici. Exclus, cu Andreea nu. Ok, spune-mi despre tine ta de astăzi, Diana. Și-a pus în partea de sus, zici că are o armură împotriva noastră. Mi-ar fi plăcut ca cizmele să nu fie lăcuite și să fie dintr-un material cum ai și partea de sus, ușor mate. Nu zic că nu-mi place, pentru că îmi place ținuta ta, dar cizmele le-aș fi schimbat. Mulțumesc. Mulțumesc, Diana. Carina? Mi se pare că faci abuz de cizmele astea. Partea de sus e interesantă, partea de jos nu-mi place. Mi se par parcă prea multe texturi. Zona de beauty nu îmi place. Ce ai fi pus la această ținută? Ce ai fi făcut? Îmi place zona ochilor, dar nu, parcă nu-ți stă ție bine. Deci este corect făcut, dar nu-ți stă bine. Nu te avantajează, na. Vrei să te mint? Este prea sec, prea... Mulțumesc! Ascultăm părerea juraților despre ținută, te rog, în fața lor, Andreea. Și fetița da, care venea până acum cu ținute numai din mass market a izbit puternic la vârf sectorul designer.
Este cea mai bună ținută din platou din seara aceasta. Bravo, ai stilă, Andreea. Vai, mersi, Raluca! Mulțumesc! Andreea... Te-am ascultat, Raluca. Impecabil. Eu am două ținute favorite în platou în seara asta, dar a ta este una dintre ele. Îți dau și eu din start, bravo, ai stil. Mersi. Îmi place foarte mult ce ai făcut pe partea de beauty și mi se pare foarte greu să găsești acele elemente care să funcționeze cu un astfel de outfit. Dacă ar fi fost să elevezi cumva look-ul, îți spun sincer că aș fi folosit culoarea din aceste mănuși pe care să știi că am observat că le-ai mai folosit. Da, am și l-ai reintegrat într-un look, nu e rău, dar trebuie punctat. Aș fi folosit această culoare de mănuși pentru desenarea eyelinerului. În momentul respectiv, eyelinerul n-ar mai fost atât de evident. Ce a spus colega ta, ea are dreptate. E prea mult știu, în contextul am observat ăsta. Și eu asta. Iar dacă foloseai nuanța asta de auriu, cumva îl elevai la un neck plus ultra. Altfel, felicitări. Chiar m-a sunat zilele trecute Alexandru și n-a apucat să mă văd cu el. Și iată că tu ai și pus în practică. Dar l-ai contactat telefonic sau pe Instagram? Nu, pe Instagram. Ce ai zis? Și după bună, telefonic. Te apreciez foarte mult, îmi place moda de mică. Dă-mi și mie ceva. Sau... Ceva de genul ăsta, da. Asta. Eu știu piesa foarte bine, l-apreciez pe Alexandru Floarea enorm, pentru că el este... designerul responsabil pentru această creație. Nu-mi displace deloc ceea ce porți. Și eu aș fi pus altceva în picioare. Nu neapărat niște cizme dintr-o piele mată, pentru că problema mea nu e faptul că ele sunt lăcuite. Mi-aș fi pus ceva outrageous în picioare, mai cu seamă că există această cumințenie de fustă. Dar altfel găsesc că este o ținută extrem de armonioasă. Bravo! Si, mulțumesc! Și să știi că tu ai spus de Alexandru și după tine m-am luat. E foarte că... bine, da. E foarte bine. E un designer foarte bun, eu îl apreciez enorm. De mi se la pare Iași. Cel mai bun designer români. Și da, vă încurajez să-i purtați creațiile. Vorbește cu cei de acasă, Andreea, și felicitări. Mulțumesc, Ilinca. Drăguții mei, ați văzut, am luat 3 steluțe, mi-a zis Raluca să schimb, să așa, mi-am făcut temele și se pare că am avut și o ținută bună. Eu vă mulțumesc pentru tot ceea ce mi-oferiți voi, sper ca și eu să vă ofer inspirație, un vibe bun și tot ce mai fac eu pe aici. Deci vă mulțumesc și sper să mă votați. Am foarte mare nevoie de voturile voastre, vreau să fiu și eu acolo prima în clasament, dar lucrul ăsta se poate întâmpla doar cu ajutorul vostru. Deci votați 6 la 1, 2, 2, 0. V-am pupat! E pe mood de vacanță următoarea concurentă. Nu știu dacă deja e cu gândul la weekend, dacă e deja cu gândul la vară, dacă habar n-am. Cert e că suntem într-o zi de bravo, ai stil și analizăm ținută. Nu, Carina? Da. Hai să te văd. Găsit, Ilinca. Bine ai venit ca să pleci sau tocmai vii? Da, sau... plec, dar pleci. Pentru puțin timp. Unde pleci? De ce ne părăsești? Vreau să iau o mică pauză, să mă reconectez cu natura și voi merge la mare pentru o zi, să simt nisipul, să simt apa mării, de aceea am ales și aceste încălțări, să mă plimb, să respir aer curat. Am înțeles, dar după aia te întorci. Da. A, bine. Profit de faptul că sunt aproape de mare. Mm-hmm, am înțeles, Carina. E bună ținuta pentru o plimbare la malul mării, ne spune Iris. Carina, astăzi nu-mi place ce ai propus. Nu-mi place nici cromatic, nu-mi place nici neapărat cum îți vine ție acest look. La televizor mi se pare că se vede și mai intens culoarea. Bate un pic parcă spre neon, acel roșu corai ce e, deci nu-mi place. Două piese neaccesorizate, care nu sunt la modă, care n-au...
prea multă treabă, ceva foarte safe, care nici n-arată bine. Deci poți să iei toate comentariile pe care le-am dat despre ținutele Carinei în trecut și să le pui fix aici. Nu trebuie să mai vorbesc încă o dată. Când crezi că o să iasă din zona asta? Niciodată. Cred că e un pic leneșă. Ascultăm ce au de spus jurații despre ținută. Carina, te rog în fața lor. Draga mea, a închis Andreea catalogul de Emily in Paris, l-ai deschis tu. Nu știu dacă ești conștientă, dar e unul dintre lucrurile pe care le-au tot exploatat acolo pe partea de episoade în Provence, fetele. E foarte, foarte simplu și foarte safe cum v-a jucat. Nu spun că e rău safe, dar spun că te-ai fi putut agita puțin în contextul ăsta. Mi-ar fi plăcut să ai niște ochelari de soare dacă tot mergi la plajă, adică să-i văd undeva acolo ca un accesoriu pe care să-l folosești. Mi-ar fi plăcut să văd cumva un costum de baie outrageous, ceva împletit, ceva care se întrevadă cumva în decolteul ăsta, sau de ce nu un costum full pe dedesubt pe care să-l percep prin tăietura aceasta ridicată a blazerului tău. Adică elemente ar fi putut fi. Problema e că tu n-ai ales să ni le aduci aici, să ni le arăți. Ținuta se potrivește în contextul în care ai plecat la o plimbare în oraș, te-ai dus pe o faleză, ai făcut ceva, dar este pur și simplu o ținută achiziționată de la mall, mass market, fără să te concentrezi, fără să te gândești. Intrând tu în magazinul respectiv de mass market. Ia. Nu le-am luat împreună. Da, cum? Sacoul îl aveam. Și am vrut să-l... Sacoul de in? Pantalonii sunt de in? Care e situația acolo cu materialele? Pantalonii, că și asta e o problemă. Cred că da, nu știu exact. Sacoul, dacă nu e de in, la fel cu pantalonii, avem o problemă și mai mare. Pentru că măcar ar trebui și sacoul să fie tot de in. Yes, măcar sacoul, dacă era un sacou oversize, dacă puneam o cămașă de in foarte largă, foarte, eu știu, generoasă, vedeam un vânt cum vine din spate, genul ăla de geantă trebuia să fie puțin mai mare. Flash cap pe cap. Sacoașul ăsta așa, care duce cu totul altă zonă stilistică decât pantalonul, papucul. Este ținuta strălucește prin absența ei, pur și simplu. Adică nu e un styling bine închegat, gândit, etc. Stylingul e foarte sec, nici după pantalon. Nu mă omor după cum îți vine ție, care ai un corp foarte frumos. Nu avantajează catul la spate, croiul, nu știu, se întâmplă ceva dubios cu acest pantalon. Și e foarte sec, Carina, e foarte sec. S-a vrut corect, așa, sortățel, accesorizățel, sec. Mulțumesc. Da, n-ai stil în seara asta. Mulțumesc. Mulțumesc. Vorbește cu cei de acasă, Carina. Dragii mei, dacă vreți să veniți cu mine la mare, să ne plimbăm, să intrăm în legătură cu natura, vă rog să mă votați cu indicativ 1 la 1220 și promit că vă iau cu mine la mare. Vă pup! E răuță doar când situația o cere. Mare atențiune, careva să zică ea în sufletul ei e foarte bună, dar în momentul în care cineva ceva, hop, are replică, că e normal să fie așa, nu? Avem argumente, avem un caracter, avem o personalitate, fetelor. Beatrice, draga mea, te aștept. Astăzi bună sau rea? Bună. Bună. We'll be right back.
superbă ești, Beatrice. Mulțumesc. Mă bucur că în sfârșit te revăd. Da, am revenit. Am zis săptămâna trecută că revin pe poziții și am revenit. Te-a ajutat un pic clasamentul voturilor, nu? Foarte mult. Asta ți-a redat un pic... Energia, speranța. Speranța, zâmbetul pe buze, da. Dansul, da. Energia. Draga mea, tare curioasă sunt unde mergi tu astăzi. Astăzi am să spun o poveste reală. Nu de mult am trecut pe acasă și m-am întâlnit cu croitoria asta de acasă, cu doamna Morghi, de care am vorbit în prima ediție. Și mi-a zis, când reușesc și când am timp, să trec pe la ea, să-mi dea toate revistele ei de modă de atunci. A zis că chiar dacă sunt vechi, cum moda revine, poate să-mi fie de folos. Și eu sunt sigură că o să-mi fie de folos. Așa că să se pregătească fetele că... Te pui cu burta pe carte. Pe revistele vechi, le reinterpretez după modele actuale și revine în forță. Ia uzi, ce idee bună! Foarte bună, Beatrice! Bravo! Despre ținută. Vreți să vorbim despre ținută mai bine? Da. Diana? Chiar eram curioasă cum o să vină Beatrice îmbrăcată, pentru că mi-a zis că și așa a achiziționat această rochiță. Doar că, bineînțeles, să o pună într-un styling diferit și îmi place ceea ce... Și cum ce e mai bine decât ce ai făcut tu? Sau? Nu, mi-a plăcut foarte mult și ce am făcut eu, pentru că oricum am pus și deasupra o jachetă foarte lungă, tot din denim. În schimb, ce nu-mi place mie, dar nu-mi place, la modul general, nu-mi place cravata. Nu știu de ce, nu le suport. Nu-mi plac. Nu-ți place piesa în general? Da, nu... La femei mă refer, la bărbați, bineînțeles că se vede foarte bine cravata. Milena cu Alina, mă scuzați. Am întrebat-o pe Milena dacă este aceeași rochie pe care a purtat-o Diana. Da, așa s-am vorbit, că i-a pus rochia într-un context mult mai... Da, i-am zis trenciul. Că nu-mi place deloc și la Beatrice e ceva... Da, nu știu, e aceeași rochie din moment. Nu mai apucat să merg să o cumpăr, dar mâine sigur. Da, se mulează frumos. Și mult mai bine, chiar. Păi la mine nu se vedea. Cred că Constanția are ceva cu mine. Mereu de fiecare dată mă atacă. Că ce, că ai ceva cu Diana? Nu, că dar... ei vine mai bine rochia și a făcut un styling mult mai bun cu această rochie. Nu, dar eu ziceam că ai ceva cu mine. Dar de fiecare dată, Constanția, nimeni nimic, mă atacă. Nu e niciun atac, este un adevăr. Și oricine poate confirma. Bine, în fine. Dar îmi place că se vede o părticică din cravată care este roșie și se asortează cu platformele. Am fost deranjată de atitudinea Dianei pentru că toate fetele au spus asta, că ea în platou este pisica blândă, miorlăită și în culise ne ataca pe toți. În culise eu chiar nu vorbesc cu Constanția. Atât timp cât nu sunt camerele, când nu ar trebui să fie un schimb de replici între noi, noi nu interacționăm, nu vorbim, nici măcar nu se uită la mine. Îți vine bine. Mulțumesc. Și mie mi-a plăcut cum ți-a venit rochia. Mulțumesc. A venit bine și uitați, măi, ce drăguț e și Beatrice acum cu mine. Deci știi ce mă bucur, Ilinca, când văd că o persoană e drăgălașă cu mine? Foarte drăguț, mi-a plăcut mult. Mi se pare că momentul în care tu reacționezi la niște vorbe bune, gen, ok, îmi schimb părerea, te iubesc și eu că îți place ținută mea, ești o persoană falsă. Mulțumesc, fetelor! Vreau să aud ce au de spus jurații despre ținuta ta, aceeași rochie, într-un styling cu totul și cu totul diferit. În fața lor, te rog! Exista, bună seara, pe vremuri, o revistă pentru adolescenți pe care nu o citeam niciodată, dar o vedeam în foarte multe locuri, pe mese, în rafturi, în vitrine și așa mai departe, revista Bravo. Pe mine combinația aceasta din partea de sus, deci combinația superioară, ca să zic așa, denim, cămașă și cravată, mă trimite cu gândul strict la o situație adolescentină care se vrea un pic stilizată, un pic cool și, ca să te citez, interpretează mode actuale după o rețetă ceva mai veche. Nu pot să spun că mă omor după combinația cămașă, cravată, rochie din denim tip corset,
N-aș fi pus deloc cravata, aș fi făcut un wet look și nu-mi place cum vine la spate situația. Cizma cu ciorapul. Nu-mi place cum se vede, dacă poți să te întorci, te rog, și la cameră, mă rog, când pășești este mult mai evidentă treaba asta, în momentul în care era mergi. Mai bine să ras fără ciorap? Nu am spus asta. Nu-mi place mie cum se vede, punctual pe tine, în această combinație. Okay. Nu neapărat că mă deranjează ideea de ciorap roșu cu cizmă roșie și oricum cizma ar fi trebuit să fie mai înaltă pentru genul ăsta de combinație, pentru că tu ai vrut să creezi ideea sau, mă rog, senzația de continuitate din punct de vedere vizual, presupun. Da. Dar nu pot să spun că e un styling după care mă zăpăcesc și am spus de ce. Mie mi se pare că are ceva pase și că se vrea a fi un styling elaborat, dar pe mine mă trimite cu gândul la această referință care nu-mi dă pace și nu mi se pare cea mai armonioasă referință posibilă. Ok. Beatrice, pe mine m-ai dus cu gândul la o ținută pe care a purtat-o Sorina, un styling similar, cămașă albă, cravată și un corset în partea de sus. Îmi place ce ai făcut cu partea de păr. Sunt de acord cu Maurice, ar fi trebuit cumva să mergi puțin mai mult, să papești mai tare pe accelerație, în sensul că dacă te jucai cu un wet look deja îmi duceai toată povestea asta într-o zonă mult mai interesantă și mult mai coerentă, pentru că wet look-ul ar fi funcționat foarte bine cu acest luciu pe care l-au botinele tale. Botinele astea le-am mai văzut? Ultima dată. E ultima dată pentru că sunt niște piese foarte recunoscibile și e clar că vei fi taxată pe viitor dacă cumva le mai introduci în styling-uri. Dar overall mi se pare un look, repet, aș fi vrut să fiu elev în clasa ta. Hai să mulțumesc spunem așa. Mult. Când eram eu la liceu, să știi că aș fi vrut să port ținut asta, dar chestia asta se întâmpla acum, nu știu să spun exact câți zeci de ani. Ținuta are ceva. Măi, dar nu i-a dus în actualitate cum trebuie. Aș repeta ceea ce au spus deja colegii mei, dacă o luăm de la capăt cu aceeași teorie. Însă, Beatrice, și aici intervine un însă. Măi, rochia îți vine divin. Un. Doi. Îmi place foarte mult pentru că deja tu experimentezi cu totul alte zone stilistice. Să ne înțelegem, hello. Tu ai venit cu colivii, cuși de căței, găini, ciufulite în cap, etc. Începem să te vedem pe tine. Talie, corp, o mișcare, un pas, un zâmbet. Mai ții minte, numai acum câteva ediții am fost și fericită că te-am recunoscut, știi? Adică eram, da. Hello, bună. E a doua oară când o recunosc pe Beatrice, este a treia oară sau a patra oară când o recunosc pe Beatrice. De unde rezultă că îmi place transformarea ta, te încurajez. Bravo, ai stil, Beatrice. Mulțumesc mult. În seara aceasta, nu. Mulțumesc. Acum îți dau bravo, ai stil. Mulțumesc mult. Felicitări, draga mea. Vorbește și cu telespectatorii, te rog. Mulțumesc mult. Uite, dragilor, cum o vedeți și voi, așa cum sunt eu în viața mea de zi cu zi. Am venit și în fața voastră așa. Sper să vă placă și vouă și sper să mă votați în continuare cu indicativ 7 la 1220. Dragilor, e neapărat nevoie să vă susțineți concurenta preferată. Trimiteți chiar acum SMS la 1220, doar cu indicativul acesteia, exact așa cum apare în acest moment scris pe ecran. Costul unui vot valid este de 1,25 de euro TVA inclus, serviciu disponibil în rețelele Orange, Vodafone, Telecom Mobil și Digimobil, excepție făcând utilizatorii Prepay ai Orange România SA, pentru care tariful aplicabil este de 1,23 de euro, TVA inclus. Savuroase sunteți când faceți aceste lucruri, fetelor, când îi, mă rog, invitați pe cei de acasă să vă voteze alături de mine aici, voi gesticulând, eu vorbind, foarte drăguțe sunteți. Bun, acu ieri, în emisiunea noastră, și-a făcut apariția o foarte frumoasă concurentă. Din prima ediție și-a făcut apariția așa cum trebuie. Să vedem cum se descurcă în cea de-a doua ediție. Maria.
seara, Maria. Emoțiile au trecut? Au trecut. Nu mai sunt atât de pronunțate ca și ieri, dar acum că m-ai chemat aici, încă le simt puțin. Puțin. O să te adaptezi, o să te acomodezi, ușor, ușor. Ce faci astăzi? Unde mergi? Astăzi, de câteva zile a fost o vreme foarte urâtă și mă deprimă foarte tare, așa că am avut un mood foarte prost. Însă astăzi m-am uitat în fața oglinzii, mi-am dat două palme și am zis că merg să-mi cumpăr, să cutreier toate candy shop-urile din București, să-mi iau cele mai multe, toate geleurile din lume. Așa că o să vă aduc și vouă. O, da, noi te așteptăm cu brațele deschise. Cum? Când e vorba de ceva de mâncat, mai ales pe dulce, suntem fani. Ai declarat sau ai povestit în culise că tu nu ți-ai setat neapărat un scop în competiția noastră. Cu ce gânduri ai venit? Să stau cât mai mult, cu siguranță, că asta ne dorim toate, să avem consistență și perseverență și încerc să nu-mi pun niciun scop final, să fiu plăcut surprinsă. Caut să îmi descopăr stilul, să îmi arăt stilul, să fac ceva mișto pe partea asta. Nu caut niciuna dintre celebritate sau prietenii. Cu siguranță, dacă vin la pachet cu scopul meu final, adică ce anume să fac comodă și fashion și să merg pe partea asta, da, mi-asum și să vină toate la mine. Vezi, prietenilor, să-i dați în sfat Mariei? Să fie tare pe psihic. Să fie cel mai important. Să nu fie reținută. Dacă nu-ți place ceva, chiar zici nu-ți place. Nu, bă, poate se supără pe mine, poate nu știu ce. Adică îi zici. Și dacă se supără, nu se supără. Și dacă o zici într-un mod frumos, unele se supără. Adică cum o dai, tot o să se supere. Deci fii sinceră. Tu deja ți-ai făcut, presupun de acasă și poate și din ediția trecută, orientativ o idee despre cum se descurcă fetele în competiție. Cine crezi că ar fi așa cele mai bune de aici? Cumva cu care poți să te lupți tu? Păi am spus și în competiție de cine îmi place și cine... Nu e nimic nou. Am spus și ieri că pe Iris o consider una printre primele favorite ale mele, dacă se poate spune așa. Beatrice, adică suntem. Și le-am spus și pe nume. Când a fost momentul. Cu cele două crezi că ai putea așa să... Da, acum persoanele ne pot surprinde în orice punct. Toți suntem aici și cred că toți avem același potențial. Acum că faptul că eu de acasă am văzut ceva mai mult la ele, e partea a doua. Poate de aici o să văd ceva mai mult și la celelalte concurente. Eu mă simt flatată, dacă pot să zic așa. Și mie, cel puțin, Maria, din ce am văzut până acum, chiar mi se pare că are foarte mult potențial și nu doar potențial. Mie se pare că din prima ediție a demonstrat ce poate. Și din moment ce mi se pare că are și ochiul format și știe să facă styling-uri, nu mă pot simți decât ți-am zis, flatată că are opinia sau a observat asta la mine. Nu. Ai spus de asemenea că nu-ți dorești celebritatea? De dacă ce? Eu am venit aici să mă autodepășesc, să văd ce știu și ce nu știu, să văd dacă știu în același timp să mă autodedic unui lucru de care îmi place, dacă asta vine cu celebritate, nu mă deranjează. Dacă asta vine cu prieteni noi și cunoștințe, la fel nu mă deranjează. Dar scopul meu inițial cu care am venit și am pășit aici nu a fost acesta. Mm-hmm. Dar îți dorești să câștigi competiția noastră? 100%. Cu siguranță. A, deci pe asta ești focusată. Da, 100%. Mm-hmm. Absolut. Păi și acesta ar trebui să fie principalul scop, nu? Este un țel al meu, însă chiar dacă, nu cred că, sper din tot sufletul să o câștig, la fel ca și celelalte colege care probabil cred în ele, toți avem încrederea aceasta în noi, dacă nu o să câștig, eu să mă bucur de toată această experiență, de la început până la final. Bravo, Maria! Mulțumesc! Beatrice, de ce ai sfătuit-o pe Maria să fie tare pe psihic? Pentru că eu, de exemplu, pun foarte mult suflet în tot ce se întâmplă aici și bănuiesc că toate concurentele fac asta, doar că i-am sugerat să-și gestioneze emoțiile. Nu știu încă cum este ea sau cum o să fie, dar mie mi-a luat ceva timp să-mi gestionez emoțiile, să accept când nu iau o steluță, să rămân cu zâmbetul pe buze. Și cumva asta am sfătuit-o, că dacă o țintă nu este apreciată, nu este capătul lumii, putem să muncim mai mult pentru ca următoarea să fie mai bună, dar să nu ne dezechilibrăm emoțional. Da, și am mulțumit foarte mult pentru acest sfat. A fost singura dintre fete care de altfel mi-au dat un sfat, dar o să aștept și de la celelalte. Ținuta pe care o propune Maria, cum arată? Carina,
Îmi place foarte mult. Îmi place și culoarea. Eu nu aș fi purtat-o pentru că nu aș fi știut cu ce să o accesorizez, știi? Culoarea asta. Dar tu ai făcut-o foarte bine. Îmi place vizual cum arată. Piesa asta... Te referi la culoarea pantalonului? Da, culoarea pantalonului. Okay. Am avut și eu ceva de culoarea asta și chiar nu am știut cu ce să accesorizez. Îmi place foarte mult corsetul. Îmi place tot. Mulțumesc, Carina. Mulțumesc. Diana? Îmi place mult ținuta ta. Se vede că ești o apariție în această competiție. La geantă, totuși, aș fi pus alta care să nu aibă dungi. Da, e bine, nu știu, din cauza emoțiilor aveam o altă geantă și am venit aici, am realizat abia când era a doua concurentă în față că eu nu am geanta potrivită. Aveam o altă geantă, dar e ok și eu aceasta. Noroc că a fost tot albă. Mulțumesc, fetelor! Ascultăm ce spun jurații despre ținuta ta, Maria, în fața lor. Mulțumesc! Bună seara, Maria! Am spus inițial că am două ținute favorite în platou, iar a ta este cea de-a doua. Mi se pare că e un look foarte bine conturat. Vreau să întorci geanta, să o arăți cumva publicului. Mie mi se pare foarte tare că ai pus această geantă. Înțeleg că nu este o geantă pe care ți-ai dorit-o, dar mi se pare că funcționează foarte bine în contextul ăsta, pentru că e o geantă young, pentru că are elementele acelea de dungi, pentru că funcționează cumva cu același truc de styling pe care tu l-ai folosit și la partea de cagulă. Ai folosit părul nestrâns ca și contur în jurul glugii pe care o ai acolo și mi se pare că funcționează extrem de bine. Îmi place acest reversed cat eye, ca să începem să folosim și termeni corecți pentru nivelul ochilor. Reversed pentru că folosești alb în loc de negru pentru tipologia respectivă. Mă amuză enorm povestea de eyeliner alb deasupra buzei. Îmi dai un vibe de pisicuță care merge să lingă cumva din blidele din magazinul acela de bomboane. Și overall mi se pare unul dintre cele mai fresh look-uri pe care eu le-am văzut până în momentul acesta la Bravo Eye Style. Mulțumesc mult, mult de tot. Chiar aveam foarte mari emoții. Sincer, este a doua ta apariție în cadrul competiției Bravo Eye Style și deja, după părerea mea, da, nu mă pronunț pentru colegi, Maria, ești o competitoare extrem de puternică, cu un styling și cu un tu, cu o atitudine și un stil personal extrem de bine conturate. Tot ceea ce e creionat astăzi, de la culorile alese până la stripe-urile acelea de pe geantă, sunt gândite în cel mai mic amănunt, Bravo Eye Style, și aștept, crede-mă cu interes, fiecare zi să-ți revăd aparițiile. Mulțumesc! Bravo! Mulțumesc mult! Inclusiv cetățeni care activează în această industrie și care sunt certificați, greșesc fatal, chiar odios, atunci când vine vorba despre asocierea texturilor. Pe românește nu le potrivesc între ele deloc. Nu știu cât se vede la televizor, dar este foarte complicat și extrem de fină această tușă de a mixa bumbac cu această densitate ca a hanoracului, cu genul ăsta de bumbac al corsetului, care este un pic medicinal, trimite în zona aia de experiment de început a lui McQueen și mai ales cu materialul din care sunt confecționați pantalonii. Majoritatea femeilor, 99,99% dintre femei, ar fi combinat acești pantaloni cu o bluză confecționată din cel mai nepotrivit material. Pune, te rog, geanta pe mâna cealaltă. Mie nu-mi place deloc acest brand. Este una dintre puținele dăți când văd o geantă de la acest brand cu această dimensiune, integrată impecabil într-o ținută. E de departe cea mai bună ținută din acest platou. Între ținuta ta și restul ținutelor este o distanță de cel puțin 30 de ani. Bravo, Eye Style! Mulțumesc! Mulțumesc mult! Mult de tot! Mâna, arată-mi-o!
Na, n-ai cum așa ceva. Păi ai zis că ești mai bine. Am luat acum, nu mă așteptam la un feedback atât de pozitiv. Îmi plăcea și mie ținuta, însă am rămas profund, profund surprinsă. Și m-au luat emoțiile. Eu te felicit, Maria, mulțumesc. Este meritul tău. Bravo, mă bucur că ești aici, mă bucur că ai venit și mă bucur că ridicăm nivelul competiției datorită ție. Vorbește cu cei de acasă. Bună seara! Ei bine, e a doua zi, însă nu stau, muncesc și încerc să fac cele mai bune styling-uri și aparent se și vede acest lucru. Sper să vedeți și voi cei de acasă. Indicativul meu este 12 la 1220. Vă mulțumesc mult! Nu că mi-este frică, dar nu mi se pare corect față de celelalte concurente care nu avem niciun studiu în acest domeniu și ea care a absolvit o facultate și este și... Și mai și lucrează în acest domeniu, este fashion advisor, să fie aici, adică e practic un stilist. Măi, nu mi-e frică de Maria, pentru că da, într-adevăr, în sezonul acesta a venit cu un aer nou, cool, fresh. Nu pot să zic că propune ceva ce nu am mai văzut, dar, într-adevăr, a venit cu un vibe bun, atât pe partea de ținute, cât și ca vibe personal. Draga mea, tanții! Stă acolo fiartă de la începutul emisiunii. Când o veni rândul meu, când o veni rândul meu. Uite, acum a venit rândul tău, Constanția. Te aștept. Bravo, Constanța, bravo. Ai adus melodii care să ne facă zâmbetul așa, să ne facă sufletul să zâmbească. Uite-te, mă și bâlbâi deja. Mă bucur, mă bucur. Da, și la vederea Constanței, cred că sufletul zâmbește. Cred că telespectatorii sunt mulțumiți. Tu ce mănânci de ești din ce în ce mai sexy în fiecare zi, practic? Mă inspir de la Raluca. Au, mulțumesc! Doamne, mulțumesc am mult înțeles. De tot. Și de la tine, Ilinca. A, lasă, da. Nu, că acum mă gândeam ce faci tu ca să fac și eu. Deci să ne uităm la Raluca, să ne instagram. Și eu vreau să fac ce faceți voi, cum ar veni. Hai să facem trei împreună ca să fim organizate într-un grup. Asta n-a sunat bine, dar în fine. Constanția, bine ai revenit. Ce bine faci astăzi? Unde mergi? Vreau să fiu fetița de milioane a publicului și cu ținutele mă descurc. Ce facem cu poveștile? Am zis să apelez la cineva care mă mai poate ajuta cu o poveste, cu o idee. La un povestaș. Da, da. Așa că mă duc să mă întâlnesc cu regizorul de la Ochii din Umbră, să mai îmi dea idei. A, cât de tare! Naiba, să ce ai mișto poveste. Superb! 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 Și pentru astăzi ți-a dat ceva sau nu ți-a dat? Stai că... Păi, acum mă văd cu el și vorbim despre povești, ce pun mâine, și așteptăm mâine. În ediția de mâine. Da, mâine și o să vezi ce am vorbit cu el, unde mă duc, ce fac. Bravo, Constanția, ce să zic, mă surprins plăcut de fiecare dată și asta e minunat. Cum arată ținuta? Maria. Îmi place foarte mult zona feței, ești foarte drăguță, ți-ai prins părul, îți stă foarte bine cu părul prins așa. Nu-mi place rochia cu un pic... Aș vrea să fie un pic așa, da. Mai pe tine nu te cam dezavantajează genul ăsta de decolteu, din punctul meu de vedere. Tu ai gâtul destul de lung și decolteul acesta, parcă am impresia că ți-l face extrem de lung, lucru pe care l-am observat și de acasă. Probabil dacă ți-ai fi pus ceva și ți-ar fi tăiat puțin din gât și ți l-ar fi ridicat, poate, trebuie să văd pentru a-mi da seama, însă, per total, nu mă dă pe spate ținuta. Apreciez geaca, pantofii și geanta pentru că sunt vintage și sunt ca și piese frumoase și le poți purta ulterior și în alte ținute, dar nu așa. Nu vezi rochia în context? Rochia nu te avantajează pe tine. Probabil okay. Aș putea să o văd în alt context, dar aceste ciocatele, vintage-urile mă strică, adică îmi obscurează puțin vizual. Nu știu ce ți-aș recomanda să faci, sincer, în punctul ăsta. Dar... Păi, ciocatele le-am luat ca să meargă cu
jacheta și geanta, că și geanta, m-am prins film că... și rochia din alt film. Da, 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 m-am prins. Se vede cum cumva ai vrut să le meciuiești pe toate trei și cu rochia ai venit cu ceva safe, să nu ai fi putut... ceva actual, astea dacă sunt vintage, să am ceva actual, da. Da, nu mi se pare neapărat foarte actuală. E din mall luată, nu știu. Da. Nu e actuală ea. Da, probabil, nu contest ceea ce spui, dar nu, nu-mi place, lucrul per total nu-mi place. Ok. Puteai să încerci un choker, ceva, niște accesorii din zona boho. Un choker. Am înțeles, da, deci ceva la gât, ok. Geaca e destul de masivă, deci n-am insistat prea mult pe accesorizare și am venit cu niște elemente care se potrivesc între ele. Sincer, sclipirile le găsesc în magazine vintage. Acolo pentru mine sunt sclipirile. Pentru că în mall nu e nicio sclipire când vin toate celelalte colege deja cu aceleași haine statement pe care orice leșine le poate procura. Ei, Constanța mi-a zis că să merg cu ea în vintage. Și astăzi dimineața mi-a zis. Nu-i prima dată. Sincer, e un pic frică, că cine știe ce mă mușcă acolo și mă vrăjește și ajung aici să pot și nu-mi place. Deci mă mai abțin deocamdată, dar poate, 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 nu zic nu. În regulă, mulțumesc tare mult. Ascultăm ce au de spus jurații despre ținută. Te rog, Constanța. Rochia are legătură sau s-a vrut a avea legătură cu această ținută strict din punct de vedere cromatic, pentru că acest jersey care se ia pe corp nu are nicio legătură cu grosimea pielii de la ciocate și cu jacheta, nicio legătură. La acest gen de jachetă îți trebuia poplin, îți trebuia bumbac, cel mult mătase dacă voiai să faci un styling gucistic foarte avantgardist, dar și atunci era discutabil și trebuia să fii foarte atentă la ce pui în picioare. Știu că îi spuneai Milenei sau nu știu cui colegilor că ai pus Alinei, nu știu, că ai pus bijuterii. Da, eu văd că ai pus, dar și punerea asta de bijuterii, mă, Tanți, are așa un Dumnezeu al ei. Toate par puse cu mâna. Știi ce mi se pare mie? Că tu ți-ai dori să conturezi un tablou cromatic în jurul unei piese sau a două piese, cum ar fi, să zicem, jacheta și ciocatele. Da. Și te-ai concentrat foarte mult pe a respecta anumite nuanțe de maron din această gamă cromatică și ai scăpat din radar tot felul de alte chestiuni anterior menționate. Are ceva ponosițel ținuta și asta se datorează în primul și în primul rând accesorizării și materialului din care e făcută rochia. Lăsând la o parte că rochia asta aici cu fronseul ăsta, care trimite un pic către retro-glam, dar pe un material non-glam, nu se potrivește cu intenția jachetei. Profund vintage a jachetei. Ok. Te-ai întors în vintage-urile care te-au consacrat Tanții. Da. Chestiunea e următoarea. Mie îmi place cum îți vine rochia. Aș fi folosit-o însă ca piesă principală într-un styling sau ca piesă singulară. Pentru că toată amestecătura asta este exact fix zona asta fronsată aici, fix asta, în combinație cu umerii jachetei, cu forma jachetei, n-are nicio legătură, deci nimic. Gentuța aia mică, tip tolbă. Jacheta, geanta, ciocatele, poartele, știi că nu sunt fan vintage-uri, dar poartele, separat, într-o viață lor. Da. Rochia poartă-o și pe ea. Pe de cealaltă parte, însă, Constanța, vin și spun povestea, felul în care ai defilat, faptul că, dacă nu mă uit foarte atent, într-un tablou așa mai larg, rochia pare, nu știu, este foarte apropiată de culoarea pielii și treaba asta îmi place. Dacă ignor puțin detaliile tip fronseu, decolteu, etc. Mai mă gândesc puțin, Tanții. Da, am luat-o inițial pentru că se asemna culoarea pielii și... Asta este și ideea, de asta trebuie să mă concentrez un pic. Ok. Constanța, erai la un pas distanță să faci unul dintre cele mai cool look-uri gypsy care ar fi putut fi prezente aici în povestea noastră de Bravo I Steal. Dacă accesorizai corect, dacă mergeai cumva într-o altă direcție cu povestea, melodia s-a potrivit, deci crede-mă, erai foarte, foarte aproape. Așa aș fi dus eu cel puțin povestea ta. Atenție foarte mare când alegi gama cromatică. Tu acum ne propui un ton sur ton. Clar.
În contextul ăsta, e foarte important, în special când ai o culoare dominantă, cum e culoarea rochei tale, să fii atentă cât de mult contează în proporția asta culoarea pielii tale reale. Pentru că, în momentul de față, am de-a face cu un paletar mai extins decât ar trebui să fie, tocmai prin simplul fapt că văd foarte mult din decolteu, din fața ta, care sunt cu tot o altă culoare, altă gamă cromatică, altă temperatură de culoare versus culoarea rochiei. Mi-ar fi plăcut ca culoarea rochiei să fie cumva mult mai potrivită sub tonului pielii tale. Și aici e o problemă foarte mare, pentru că foarte multe fete în România nu știu să-și aleagă culoarea nude. Dacă ai fi avut o culoare mai potrivită, crede-mă că lucrurile ar fi funcționat mult mai bine și aceste piese ar fi fost cu adevărat puse în valoare. Așa se mănâncă una pe alta și este de fapt o pizza cu de toate, din punctul meu de vedere. Astăzi, din păcate, nu. M-am gândit, Ilinga, totuși. Te rog. Are ceva Constanția care mă cheamă, mă ajută. Sufletul. Are sufletul generos. Pe de cealaltă parte, nu mă omor după styling, dar lucrul pe tot ar conturat. Îmi place să ne mai întindem, bravo, știri, Constanția. Mulțumesc. În seara asta nu. Mulțumesc. Vorbește cu cei de acasă, Constanția. Dragii mei, dacă vreți să fiu fetița voastră de milioane, votați-mă cu indicativul 9 la 1220 și nu uitați, Tanție cu voi pe canal de 2. Mulțumesc! Fetelor, vă felicit și pentru ediția de astăzi. Cred că a mers un pic mai bine decât ieri, nu? Haideți să vedem cum arată clasamentul. Acum da, pentru unele da, pentru unele nu, Carina, ce să zic. Vedem clasamentul, că e important. Resetat de la începutul ediției de ieri, mă rog, de după ediția eliminatorie de vineri. Hopa, surpriză! Maria, nou intrată în competiție, pe primul loc în clasamentul steluțelor. 6 stele acumulate în 2 zile de competiție. Felicitări, Maria! Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc! Foarte relaxată ești așa, pe situație. Bun, iar pe ultimul loc, din păcate, da, Carina, asta o singură steluță. Mai e timp, fetelor, puteți să reveniți rapid din urmă, ca să zic așa, și să ajungeți pe Maria, să o depășiți, de ce nu. Am toată încrederea în voi, vă felicit pentru ziua de astăzi și vă mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă pentru că sunteți alături de noi mereu, mereu, mereu. Suntem și pe Facebook, și pe Instagram, și pe TikTok. Peste tot și în inimile voastre. Și dar pe Telegram mâine suntem, Ilinca, că eu nu știu ce e cu Telegram ăsta. Nu suntem pe Telegram. Pe mine m-a întrebat foarte multă lume. Sau multă. Anumis, exact, foarte. Mi s-a părut dubios. N-ai Telegram? Nu, n-am. Oamenii care au Telegram, Ilinca, mi se par dubioși, au ceva de ascuns. Noi ne luăm de la revedere, deci și de la Telegram cei care suntem. Folosesc această aplicație. Vă pupăm, vă iubim, pa, pa. Ne vedem mâine.